Matei 18 cu 21 în jos. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Amin. Vă rog să reluați locurile. Vă salutăm cu drag în seara aceasta, suntem aici la Betel și chiar că au fost momente de Betel pentru noi și mulțumim Domnului. Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt despre iertare și haideți să vedem ce înseamnă un creștin iertat de Dumnezeu care nu iartă pe altul. Pentru că înspre acolo ne conduce această pildă. Pildele Domnului Iisus, de fapt, sunt niște întâmplări, niște imagini, niște ilustrații din viața de fiecare zi, dar aceste întâmplări, aceste ilustrații sunt grupate în jurul unei concluzii, a unei idei principale care este transmisă și aceea e foarte importantă. Nu e foarte important cine e hangiu din biserică, ce înseamnă doi bănuți, ce înseamnă măgarul, că ajungem cine știe la câte interpretări care nu sunt biblice. Ceea ce e foarte important este acea idee principală pe care Dumnezeu ne-o transmite și aici ideea principală Domnul o așează chiar la final, bineînțeles, ca răspuns la ceea ce deja lui Petru i-a dat în versetul 22, la întrebarea din 21. Și bineînțeles, iertarea are un loc central în învățătura Domnului Iisus Hristos. Foarte interesant să știți, mi-amintesc că în cartea Hristos, mărturia mea, fratele Traian Dorz, care a trecut prin mari și grele încercări, și să știți că n-au fost ușoare și nu știu cui dintre noi ar place să fie arestat de comuniști și să fie dus într-un șopron și să stea o iarnă întreagă acolo, gândiți-vă la lucrul acesta, și Traian Dorz se ruga și spunea: Doamne, te rog, trimite-mi pe cineva aici să mă încălzesc, că eu mor aici. Era iarnă. Și au prins comuniștii pe unul care cică a furat o scroafă, un porc. Și l-au dus acolo. Și o iarnă întreagă nu i s-a soluționat problema. Și a stat cu Traian Dorz. Și noaptea se încălzea unul pe altul. Când unul stătea jos și celălalt deasupra, când ăsta de deasupra zice: mă, nu mai rezist, hai acum tu. Și stătea celălalt și se încălzeau cum puteau ei. Și greu i-a fost, că după aceea l-au luat pe fratele Dorz
Și l-au dus în închisoare și a stat peste 10 ani în închisoare. Și toate aceste lucruri, toate acestea s-au datorat unei persoane care era tocmai soția lui. Soția lui l-a vândut comuniștilor, soția lui nu l-a iubit și nu l-a susținut în lucrarea lui de evangelizare, soția lui a luat caietele și cărțile de cântări și le-a predat autorităților ca să-i facă dosar, soția lui i-a făcut un rău foarte mare. Când el a fost eliberat din închisoare și a mers acasă, l-au întrebat frații și prietenii știind despre incidentul acesta: tu mai ai putere să-ți ierți soția? Și el s-a uitat la ei, a zâmbit și le-a spus în felul următor: nu mi-a greșit cât pot eu să iert. Și el a trăit-o asta pe pielea lui, era o realitate. Și am aici anotat o poezie a lui Dorz cu multă încărcătură de adevăr în ea, pentru că a fost până la urmă extrasă chiar din suferința lui. Am suferit prin lume atât de mult încât ar trebui să-mi fie de toate doar urât. Atât de mulți din oameni mi-au fost dușmani și hoți, încât ar fi cu dreptul să mă fi rupt de toți. Și atâtea zile negre mi-au fost din câte avui, că n-ar mai fi vreun bine niciuneia să-i spui. Dar celui ce iubește mereu îi pare rău de tot ce a fost vreodată frumos în drumul său. De draga celor locuri ce le-am iubit atât, mi-e dor și după acelea în care am fost urât. Și pentru acele inimi ce în lume m-au iubit, mi-e milă și de acelea ce viața mi-au zdrobit. Iar pentru câte clipe frumoase am cunoscut, iert anii lungi de chinuri și tot ce m-a durut. Observați? O poezie smulsă într-o viață. Și acesta a fost un om al lui Dumnezeu. Haideți să ne apropiem puțin de cuvântul nostru, de cuvântul citit în seara aceasta, și să vedem ce înseamnă creștinul iertat de Dumnezeu care nu iartă pe altul. Și așa că într-o introducere, versetul 18, Domnul le vorbește ucenicilor despre a lega și a dezlega pe pământ. Și pe mulți din noi ne interesează ce înseamnă asta, că legi pe pământ și este legat și în ceruri. Cel puțin patru sensuri ale cuvântului acestuia, a lega, a lega sau a dezlega. Pot să fiu legat prin autoritatea bisericii, excludere, disciplinare, și asta se cunoaște și pe pământ și în ceruri. Așa ne spune Biblia. Pot să mă leg prin propriul meu cuvânt, Psalmul 15, trebuie să-mi respect cuvântul, și asta o știe și Domnul, o știu și eu. Pot să fiu legat printr-o legătură frățească, ei stăruiau în. Și asta iar o știe Domnul. Dar al patrulea sens, să știți că mai este un sens cu legarea autorității celui rău, a duhurilor. Dar al patrulea sens la care mă gândesc este această legătură malefică. În momentul când eu nu iert pe cineva, în momentul acela sufletul meu, inima mea este legată. Și atunci sunt legat aici, dar cu părere de rău Dumnezeu spune: și în cer ești socotit legat și nu ești liber, pentru că n-ai vrut să ierți. Problema iertării de fapt este foarte importantă, pentru că Dumnezeu ne-a așezat în Adam și Eva, pe Adam și Eva și pe noi pe toți, ne-a așezat în timp și spațiu, dar ne-a pus și să interacționăm, ne-a lăsat între noi și relații. Nu este bine ca omul să fie singur, îi voi da un ajutor potrivit. Problema lui Adam era că n-avea cu cine relaționa, cu cine comunica. Și bineînțeles, în aceste trei lucruri coordonate, să le numim așa, spațiu, timp și relații, Dumnezeu ne-a așezat și vrând nevrând te izbești de unul și de altul și trebuie să acorzi iertare, că altfel ești condiționat înaintea lui Dumnezeu de propria ta neiertare, ești legat înaintea lui Dumnezeu.
Și tema din seara aceasta e mai mult, nu o temă de evangelizare, cât să zicem așa, în ghilimele, o temă de evangelizare a pocăiților, de apropiere a noastră, unul de celălalt și implicit de Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin ce înseamnă un creștin iertat de Dumnezeu care nu iartă pe altul. În primul rând, acesta calculează datoria altuia față de sine, dar pe a lui față de Dumnezeu nu o calculează. Și o mare anomalie aceasta. Ne aduce istorioara asta pe care Domnul o pune în fața noastră, imaginea unuia care avea o datorie. Când a reușit omul acesta să cheltuiască atâția bani, nu pot să pricep, nu pot să înțeleg. Și atenție, Domnul Iisus Hristos când își rostea pildele, nu inventa pilde, cum cred unii predicatori și nu sunt de acord cu ei, că Domnul Hristos era adevărul pur al lui Dumnezeu și El nu inventează. Dacă în momentul acela Hristos rostea o pildă, o întâmplare care n-a avut loc niciodată și nicăieri, la cuvântul lui trebuia să se împlinească pe loc când el rostea pilda, pentru că nu se poate ca el să mintă. Și mă gândesc la această istorie și mă uit la acest sclav, la acest rob care ia din banii stăpânului și are acces la banii lui, la valorile lui și le risipește. Și risipește banii stăpânului. Și ajunge la datoria aceasta, pentru că zice împărăția cerurilor, versetul 23, se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu sclavii lui, cu robii lui. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Și observați că se dă în traducerea Cornilescu o notă de subsol și zice talanți, talanți. În multe traduceri românești, așa se traduce, 10.000 de talanți. Vă dați seama, 36 de kilograme avea un talant și înmulțit cu 10.000 ne iese o datorie colosală, 360 de tone de aur. Cine poate să plătească atâta datorie? Cine are putere în universul acesta? Și luând și aplicând această datorie la vremea de atunci, numai un galben valora 6.000 de dinari. Numai un talent valora 6.000 de zile de lucru. Și cineva a luat și a înmulțit cifrele. Și știți cât ar fi trebuit să muncească omul acesta, pentru că s-a dus în fața stăpânului, în fața împăratului. Vroiau să-l vândă, dar ce bani putea împăratul ăsta să obțină pentru un om, pentru nevasta lui și pentru copii? Să fie avut 10 copii. Și gândiți-vă, Domnul Hristos a fost vândut cu 30 de arginți și a fost un pic peste nivelul normal al unui sclav, prețul cu care a fost vândut Domnul Hristos. Și să vinzi tu 12 oameni, în cel mai fericit caz, nu putea să-și acopere datoria deloc, plus ce avea, nu știu ce avea, o casă, cât o fi avut, că n-avea mai mult. Dar nu se putea acoperi datoria. Și un om al lui Dumnezeu a socotit într-o zi 6.000 de dinari, 6.000 de zile de lucru, înmulțit cu 10.000, vine o cifră colosală, 164.000 de ani să lucreze omul ăsta. Pentru că, vedeți, el a început în versetul 26 să se roage și să-i spună împăratului, iartă-mă și îți voi plăti tot. Poți să plătești tu așa ceva niciodată și să trăiești 164.000 de ani. Dar vine dobânda, că tu-i datorezi și trebuie dobânda aia să crească și să fie dobânda numai 0,1% și deja ți se duce datoria mai încolo, mai încolo, mai încolo și nu mai poți niciodată, niciodată să acoperi tu datoria asta. Așa de mare era datoria lui față de împărat. Creștinii care-s iertați de Dumnezeu, vedeți, și care nu iartă pe altul, e prima idee extrasă din textul nostru. Ei calculează datoria altora față de ei, dar nu pe a lor față de împărat, față de Dumnezeu. Datoria lui era imensă. Și s-a dus el, spune Biblia, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat. Și împăratul, chiar dacă s-a rugat fals, dar l-a iertat.
Tu zici, Doamne, îngăduiește-mă și îți plătesc tot. Și s-a rugat fals, că el nu-și dădea seama că nu poate. Sau poate își dădea seama, dar s-a rugat fals. Uite că Dumnezeu, să știți lucrul acesta, apreciază să te rogi și de te rogi, așa cum tu nici nu-ți dai seama că faci poate greșeli în rugăciunea ta. Dar Dumnezeu apreciază mai bine să te rogi decât să nu te rogi deloc. Mai bine să faci greșeli în rugăciunea ta decât să nu te rogi deloc. Omul ăsta făcea greșeli, dar l-a apreciat și a zis, gata, mi-e milă de tine, te iert, du-te, s-a terminat. Dar își ia omul calculator, atunci nu erau calculatoare electronice. Nu erau. Aveau poate o socotitoare undeva ascunsă, nu știu. Și îl întâlnește pe prietenul lui, pe tovarășul lui, cu care a muncit împreună. Și celălalt îi datora lui 100 de lei, spune Cornilescu, erau tot dinari. Plata a 100 de zile de lucru, 3 luni și o săptămână, 2 săptămâni, cam acolo era. Și era în stare celălalt să-i plătească, normal, muncea și poate într-un an își acoperea datoria. Și observați, fraților și surori, așa de interesant pune Domnul imaginea asta aici. În versetul 26, robul s-a aruncat la pământ în fața împăratului, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Versetul 29, al doilea rob, tovarășul, s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Aceeași imagine. Primul înaintea împăratului, îngăduiește-mă și se aruncă la pământ, îți plătesc. A doua în fața tovarășului, îngăduiește-mă și îți plătesc. Aceeași imagine. Tocmai ca să crească dramatismul acesta, a pus Domnul exact lucrurile unde trebuie. Ca să vedem că există oameni ce calculează datoria altora față de ei, dar pe a lor față de Dumnezeu nu. Și spune aici versetul 29, 30, l-a luat, l-a aruncat în temniță, l-a prins și de gât, versetul 28 și îl strângea. Și până la urmă împăratul aude și aplică măsura asta pe care el a aplicat-o la tovarășul lui, aplică și la el. Acum, așa ca într-o paranteză, în timpurile acelea, de ce Petru a venit la Domnul Hristos și l-a întrebat de câte ori să iert pe fratele meu? De ce? Era o discuție între rabinii vremii de atunci. Și spuneau ei așa, dacă un om, un aproape al tău, un vecin, unul de la sinagogă, unul din timpul tău, îți greșește odată, îl poți ierta. De două ori, și așa, poți să treci peste. A treia oară, asta e ultima. Dacă îți greșești, a patra oară e problemă. Asta era discuția de atunci, din timpul Domnului Iisus, între rabini, între învățători. Și acum vine Petru, puțin mai aproape de Scriptură, puțin mai bibliaș, cum zicem noi, și zice, Doamne, eu știu că pe un lepros, marele preot, îl stropește de 7 ori cu sânge. Și știu că 7 e cifra desăvârșirii. Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu, dacă păcătuiești împotriva mea? De 7 ori? Am auzit ce zic rabinii ăștia, de 3 ori, dar ceva parcă nu. Eu mă gândesc că undeva pe la 7 s-a terminat. Și Domnul Hristos îl privește. Și spune, mă, Petru, calculatorul tău s-a blocat la 7, nu-i bun, mă, n-ai calculator bun. Tu trebuie să ierți pe aproapele tău de 70 de ori câte 7. Și iarăși, în tot Vechiul Testament, nu găsim imaginea lui 7 în opoziție cu 70 ori 7, decât undeva prin Geneza, prin capitolul 4. Domnul, după ce Cain îl ucide pe fratele lui, stabilește un semn și spune așa, cine îl ucide pe Cain, să fie răzbunat Cain de 7 ori. Hei la Meh, primul poligam din istoria Universului, primul om care avea deja 2 neveste, că nu-i ajungea o nevastă, la Meh le-a chemat la sine și a zis așa, am ucis un tânăr pentru vânătăi, un om pentru răni. Cain va fi răzbunat de 7 ori,
dar la meh de 70 ori 7. Se presupune și rabinii spun că la meh l-ar fi ucis chiar pe Cain, ca să atragă asupra lui acea dublură, triplură, nu știu cum să-i zic, acea exponențialul ăsta al cifrei 7, să meargă la 70 ori 7. Speculații. Ceea ce extrage Domnul și ce înțelegem noi de aici, din cuvântul pe care Domnul îl rostește, este următoarea idee și foarte importantă. Răzbunarea fără limite a omului firesc, la meh, trebuie, fraților și surori, să facă loc în creștinism iertării fără limite a omului duhovnicesc. Cam asta e ideea care se transmite aici. Dacă luăm imaginea lui Lameh, care omoară doi oameni și zice că va fi răzbunat de 70 ori 7, adică de 490 de ori, și imaginea lui Iisus, care vine și spune, eu trebuie să iert de 490 de ori, dacă e cazul. Dar de fapt, acest 490, acest 70 ori 7, este cifra desăvârșirii, cifra infinitului. Pentru că nu vorbește Domnul de un 491, și deja atunci ai călcat pe bec și nu mai poți să te iert. Nu la asta se referă Domnul. E cifra 7 luată și dublată și triplată și mai și mai și mai până ajungi la 70 ori 7. Și când ajungi la 70 ori 7 trebuie să o iei iară de la zero. Povestea un frate care acum e plecat la Domnul, că a fost undeva în misiune și o soră a venit la el cu un carnețel și avea acolo 490 de greșeli ale unei alte surori din biserică pe care le-a notat acolo. Vă dați seama. Și a arătat la păstor, zice, frate, amu, dacă mai greșești odată, ce fac cu ea? O iert sau nu o iert? Și păstorul s-a uitat cu compătimire la ea și a zis, soră, trebuie să-l arunci la gunoi. Ce nu-i bine cu caietul ăsta, cu carnetul ăsta. Că domnul Luca zice, dacă greșești de 7 ori pe zi, ori dacă Domnul punea, cred că în contextul ăsta spunea de 70 de ori câte 7 pe zi. Vă dați seama? Și atunci tu în câți ani? Zice, am stat vreo 3-4 ani. Bine că ai stat, bine că ai stat și ai tot adunat acolo. Și să știți că mai sunt oameni pe care i-am observat, era și la noi în biserică unul care nota pe un carnețel, nota, dar frații erau bucuroși că l-au văzut că notează în timpul predicilor, dar el nota greșelile predicatorilor. Și apoi ne făcea scrisori și ne le mai punea prin poștă și uite așa. Sunt oameni care se satură cu coj și aruncă miezul. Cam asta e partea lor, da? Domnul nu iubește, Domnul să-i ajute să pocăiască. Ne întoarcem aici la imaginea aceasta. Creștinii care iertați de Dumnezeu și care nu iartă pe altul, calculează datoria altora față de ei, dar nu pe a lor față de Dumnezeu. Și datoria noastră față de Dumnezeu e foarte mare. O luăm practic, fraților și surori. În fiecare zi cât greșim? Cât îi greșim lui Dumnezeu? Hai să zicem, și sunt indulgent, să știți, sunt indulgent, să avem 10 greșeli pe zi înaintea lui Dumnezeu? Păi în vorbire numai cât greșim, da în gândire, da în faptă. Și să o iei așa, în 365 de zile, 3650 de greșeli, pe puțin, eu să le am înaintea lui Dumnezeu. Și le înmulțesc cu 10 ani, cu 20, cu 50, cu 70, cu 80 de ani. Cât îi sunt de dator lui Dumnezeu? Și așa e de scump un singur păcat, auziți, un singur păcat, unul singur. Că Iisus Hristos, dacă era un om bolnav sau toată omenirea asta se reducea la un singur om și Adam n-ar mai fi avut copii și era numai el cu Eva în grădină până vine Hristos. Hristos ar fi coborât pe pământ să șteargă un păcat, păcatul neascurtării lui Adam și a lui Eva. Pentru că așa e de scump înaintea lui Dumnezeu păcatul, că trebuie plătit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și nu pot să mă duc în cer cu un păcat. Zice, nimic întinat și spurca nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci cum să mă duc eu cu un păcat înaintea lui Dumnezeu? Marele predicator al secolului XIX, Spurgeon, pe care îl cunosc mulți de aici, au mai citit, au auzit de el.
explica și spunea că cele 640 de porunci din Vechiul Testament seamănă cu niște inele de la un lanț atârnate de degetul lui Dumnezeu, de degetul judecătorului din cer. La capătul lanțului a atârnat omul. Un om greșește în două, în trei porunci. Printre cele 640 sunt și cele 10 porunci. Dar sunt o parte din ele cu da, să faci, să faci, să faci, și alta cu nu, să nu faci. Și 640 le-au numărat rabini în Vechiul Testament, în special în legea lui Moise. Și acolo, de lanțul ăla, eu stau atârnat și eu am greșit un singur lucru, atât, un păcat. S-a rupt un inel, am căzut în iad. Și mă mai compar cu unul care a păcătuit în 100 de feluri, la care s-au rupt, s-au crăpat 100 de inele și în același iad cu mine, tot acolo am ajuns și eu și el. Pentru că plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu zice, dacă tu vrei ca eu să te iert, nu mai calcula păcatele celui de lângă tine. Uită-te la tale și închide gura și pocăiește-te. Fraților, Domnul să ne ajute. În centrul unui oraș s-a întins un cort și erau acolo niște medici și luau tensiune, mai luau glicemie, mai luau nu știu ce, și trece un copil cu mama pe acolo și se uită. Era, domnule, un cântar foarte interesant. Ăsta măsura ceva, nu știa copilul, și un om foarte gras se suie pe cântar, se uită copilul curios. Mamă, zice, ceva nu e în regulă. Cântarul ăsta indică 40, doar nu având omul ăsta 40 de kilograme. Zice, mama, mă, poate e stricat cântarul. Nu, mamă, zice, cred că omul ăsta e gol pe dinăuntru. Cam așa suntem noi, să știți, când luăm calculatorul și calculăm pe alții. Le calculăm datorii, suntem goi pe dinăuntru. Ce era cântarul ăla? Măsura câtă grăsime are omul în corp. Vă dați seama, 60% omul era sănătos, 40% era numai grăsime. Dar copilul nu și-o da seama. Cam așa facem noi de multe ori când luăm calculatorul și dă-i și tot socotim. Domnul nu-i de acord cu astea, nu. Aruncă-ți calculatorul, frate, nu mai socoti păcatele altora, uite-te la tale și mai bine așa. Merge mai departe. A doua idee care o desprindem din acest text, fraților și surori, și foarte importantă, creștinul acesta care nu calculează cum trebuie, aplică legea, dreptatea legii la alții, dar dreptatea harului la sine. Vedeți, există o dreptate a legii și există o dreptate a harului. Există și o pocăință a legii, să știți, și o pocăință a harului. Dacă luăm în Vechiul Testament și cercetăm și vedem pocăința care era sfâșiere de haine, presărare cu cenușă, sacul pe mine, asta era pocăința din Vechiul Testament, o pocăință ritualică. Dar Noul Testament, Domnul zice, și încă din vechile, sfâșiați-vă inimile și nu hainele, le zicea prin Ioel. Există o dreptate a legii și există o dreptate a harului. Citim în pildă. Împărăția cerurilor se aseamnă cu împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Uite aici legea, dreptate. A început să facă socoteala, dreptatea legii. I-au adus pe unul care datora, vedeți în lege tot scrie, socoteală, datorie. N-avea cu ce plăti. Iarăși aici e legea. Plătire, dă-i, plătește. Stăpânul a poruncit să-l vândă, iarăși un cuvânt împrumutat din lege. Să se plătească datoria, versetul 25, ultima parte. Și aici intră dreptatea legii, de la versetul, dreptatea harului, de la 26 în jos. Robul s-a aruncat la pământ. Uite, în har, Domnul așteaptă ca noi să ne aruncăm la pământ, să ne închinăm, să începem mărturisirea, să începem rugăciunea și să zicem, Doamne, mai îngăduiește-mă. Și Domnul n-a vrut să-l îngăduiască nici pe el, nici pe mine. Să știți că și eu am fost un mincinos de asta în rugăciune, dar Domnul cred că nu s-a uitat la lipsa mea de înțelepciune. M-am dus și m-am botezat în apă. Și n-am simțit eu foarte mult din dulceața harului lui Dumnezeu. Dar am înțeles teoretic că trebuie să mă mărturisesc și m-am mărturisit. Și mai bine așa decât deloc.
Zic eu, pentru că Domnul, din momentul în care m-am botezat în apă, Domnul m-a luat în custodia Lui și am început să simt că aparțin cuiva. Dar vedeți, păcatele mele, foarte ciudat, foarte interesant. Eu mă luptam cu ele, greșeam înaintea lui Dumnezeu și deja venea cugetul, conștiința mea și îmi spunea, ai păcătuit. Nu-i bine, măi, că tu ești botezat, mă, tu ai încheiat legământ cu Domnul, mă, nu-i bine ce ai făcut. Și mă duceam în camera mea și ziceam, Doamne, știi ceva? Iartă-mă de data asta, că-ți promit că nu mai păcătuiesc. Băi, și trecea o zi, două, trei, iar în același loc. Și iar mă duceam în odăiță și iar, Doamne, vin cu rușine, dar îți promit că acum, uite, atunci nu știu ce-a fost cu mine, încercam să mă justific așa, iartă-mă și îți plătesc, exact ca omul ăsta. Exact ca el mă rugam. Și mai trecea un pic. Și am ajuns la o disperare în care am zis, Doamne, dacă mai există iertare la Tine, iartă-mă, dar schimbă-mă, dar fă ceva cu mine, că nu mai știu ce să fac. Eu cu mine. Am ajuns, cum zice în poezie, să-mi fiu eu însumi o povară și nu mai pot, Doamne, fă ceva cu mine. Și vedeți, de multe ori ajungem la disperarea asta și oamenii lui Dumnezeu au fost niște disperați ai păcatelor, să știți. Amintiți-vă de Isaia, vai de mine, vai de mine. Amintiți-vă de Pavel, nenorocitul de mine. Uite, Mica, vreau să vă citesc din 6:6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Cu arderi de tot, cu viței de un an, cu mii de berbeci, zeci de mii de râuri de unde lemn? Și uite, de multe ori, după ce epuizăm toate resursele, aproape că parcă-ți vine, dar nu poți face așa ceva, că El întreabă, să dai mă și copilul pentru păcatele tale, numai să scap de ele. Și El întreabă aici, să dau pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, cum fac popoarele astea păgâne, că-și iau copilul și-l ard în cinstea lui Moloch. Nu pot să fac lucrul acesta. Aș face-o dacă aș ști că păcatele mi-ar fi iertate, dar ce să alege de bietul copilul ăsta meu? Doamne, ce să fac? Am ajuns disperat. Și vine Domnul și spune în versetul 8, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Tu trebuie să te transformi, să te schimbi ca să poți face lucrurile astea. Pentru că zice să faci dreptate, dar vezi că în spate la a face există altceva, să iubești mila. Și în spate la iubire există altceva, să umbli smerit cu Domnul. Creștini iertați de Dumnezeu care nu iartă pe alții. Aplică dreptatea legii la alții, dar pe harul lui la sine. Și Domnul zice, anomalia asta nu-i ceva în regulă, nu-i bine, nu-i bine deloc. Am întâlnit un caz, mi-l povestea un frate, un prieten, a fost într-o biserică și cumva cineva a fost descoperit că nu trăia în pace cu un frate din aceeași biserică. Și omul ăsta l-a luat pe păstor deoparte și i-a zis la ureche așa. Zice, frate, eu nu vreau să mă duc să-mi cer iertare de la ăla. Pe ăla? Ăla e ultimul om din lume la care aș vrea eu să-i cer iertare. Auzi, roagă-te lui Dumnezeu și vezi, poate ți-a vorbit Domnul cumva, dacă țin 3 zile de post, să nu mă mai duc să vorbesc cu fratele. Vedeți, mulți sunt în stare să țină 3 zile de post, să dea sume mari de bani, numai să nu zică un te rog iartă-mă, te rog iartă-mă. Mulți ar înconjura Ierihonul în genunchi, cum fac unii din confrații noștri, dar să nu meargă și să spună te rog să mă ierți. Așa-l e de greu. Pentru că ei au un Ierihon în sine, e eu lor și nu pot trece peste el. Și vine Domnul și zice, creștinii care îți iertați de Dumnezeu, dar nu iartă pe alții, ăștia aplică dreptatea legii la altul, dar pe harul lui o aplică la sine. Am întâlnit un caz și nu vreau să dau nume, nu vreau, dar vă spun. Era un frate bolnav, grav, grav, grav. Era la un pas de operație, dar operația nu era sigură că o să-i reușească. Și a fost la mărturisire și eram de față acolo și omul s-a dus la mărturisire. Și ce a mărturisit? L-a întrebat fratele, un frate bătrân. Zice, auzi, ai cu cineva ceva? Zice, cu nimeni n-am nimica.
dar zice, totuși n-ai ceva, că omul simțea, slujitorul Domnului simțea că ceva e acolo. Zice, dacă te duci la operație și mori, te duci la Domnul? Zice, nu știu. Dar de ce nu știi? Păi zice, este unul la noi în biserică și scrie în Biblie că cu astfel de oameni nici să nu stai la masă. O zis. Ai, frate, asta e gravă situație. Păi tu nu-l ierți pe ăla și ești pe buza gropii, pe marginea gropii, merită lucrul acesta? Promite-mi înaintea lui Dumnezeu că te duci și îți ceri iertare. Îmi promiți, Domnul te vindecă, te vindecă fizic, îmi promiți. Și până la urmă au zis, da, da, s-a dus și a cerut iertare, Dumnezeu l-a vindecat și trăiește și azi. Și au trecut vreo 3 ani de atunci. Pentru că boala lui era în primul rând aici, aici înăuntru. El calcula, așa cum spuneam, greșelile altora, dar pe a lui nu. El aplica dreptatea legii la altul, dar pe a harului, gata, eu-s mântuitul lui Dumnezeu. Și era în ceartă cu prietenul ăla lui de altă dată, că nu i-a mai fost prieten, era în ceartă de cel puțin 20 de ani. Și în 20 de ani vă dați seama cât resentiment și câtă ură și câtă râcă, uite ce mi-a făcut cu tare, până i s-a îmbolnăvit tot trupul și era să moară. Al treilea lucru extras tot din textul nostru. Creștinii care îți iertați de Dumnezeu și nu iartă pe alții, primesc răsplata în funcție de măsura lor, de propria lor măsură. Aveam noi în bazmele noastre populare imaginea lui Păcală care își fura căciula singur și râdea oamenii de el. Cam așa se întâmplă cu oamenii ăștia. Își fură căciula singur, își taie creanga, cum zicem noi. Pentru că după măsura lor, cum măsoară el la altul, așa îi măsoară și Dumnezeu lui. Și dau 2 exemple, unul din Noul Testament și unul din Vechiul. Iuda a fost apostolul lui Hristos. A umblat cu Domnul 3 ani și jumătate, a făcut minuni. Scrie acolo că Domnul i-a trimis 2 câte 2 chiar să învieze, să ridice dintre morți. Și probabil că s-a făcut o înviere dintre morți prin Iuda. Și într-o zi Iuda merge și îl are așa la ficat, cum zicem noi, pe Hristos și nu-l suportă. Băi, păi banii ăia, domnule, păi ea puteam să-i dăm la săraci, măi. Păi ce e asta, mă, risipa asta, măi? Și pe un incident, și zice acolo că a intrat oricum satana în inima lui și de mult căuta el un prilej. Dar nu l-a iertat pe Hristos, pentru că n-a fost așa cum a vrut Iuda. Dacă ăsta e Hristosul cum vrea Iuda, atunci mă duc cu el înainte. Dacă nu, îl vând. Și l-a vândut. Și știți ce a pierdut Iuda? După moarte, să știți, noi primim niște capacități senzoriale extraordinare. Aici văd și eu cât pot să văd cu ochelarii mei. Îl văd pe ultima, frate, pe ultima bancă, pe frații de acolo, îi văd. Îi văd destul de bine. Dacă ar fi o sală mai mare, i-aș vedea un pic mai slab. Dar gândiți-vă la bogatul ce a ajuns în iad și a primit o capacitate de a vedea și de a auzi așa de extraordinară, că vedea până în sânul lui Avram. Și auzea ce șoptea acolo Lazar și Avram. Și Iuda, mi-l închipui, stând acolo în chinuri, în locuința morților, și privind și văzând și el o apocalipsă, dar de data asta din iad, văzută din iad, și să vadă pomul vieții și să vadă străzile de aur și să vadă marea de sticlă și de cristal amestecat cu foc și să vadă mai mult și să-i vină să urle de durere, să vadă niște porți de mărgăritar și pe una să scrie Petru și pe alta Iacov, și pe alta Ioan, și pe alta Andrei, și pe alta să vadă scris Iuda, dar s-o șters. Și în locul lui Iuda scrie alt nume, și eu am dat o poartă de mărgăritar și niște străzi de aur, le-am dat pe 30 de arginți. Vă dați seama? Cu ce măsură a măsurat, cu aia s-a măsurat. Asta e balanța lui Dumnezeu, până la urmă, acest punct 3. E balanța lui Dumnezeu. Dacă eu pun păcatele unuia în brațul ăsta de balanță și zic, s-o terminat cu el, nu mă mai interesează, eu sunt găsit ușor, mă găsește Dumnezeu ușor, zice, vai de tine, ești ușor. Dacă pun sângele lui Hristos, harul lui Hristos, aici unde-s păcatele fratelui meu, zice Domnul, te găsesc așa cum îmi place mie. Asta e balanța lui Dumnezeu. Mergem în Vechiul Testament. Îl găsim aici pe Iosif, omul lui Dumnezeu,
care după ce îi pune de trei ori la probă pe frații lui, li se revelează în Geneza, în capitolul 45. Știți ce s-a întâmplat aici? Există niște semne ale iertării. Odată, primul semn al iertării este uitarea. Spune, cred că în Geneza 41, că Iosif a pus nume primului născut Manase, adică uitare, zicând, vreau să uit. Și gândiți-vă, ani de zile, până au venit frații, Iosif auzea în familie, uitare, uitare, uitare. Și imediat își propunea el, cum a zis și Dorz în poezie, iert anii lungi de chinuri și tot ce m-a durut. Vreau să iert. Că dacă mă duc pe sentiment, frate, și în special surorile care merg pe sentiment foarte mult, atunci nu mai pot ierta pe nimeni niciodată. Că numai mă tot gândesc ce mi-au făcut, ce mi-au făcut, ce mi-au făcut, ce mi-au făcut. Asta n-o pot pune acolo în balanță. Sentimentul zero, renunț la el, îl pun la picioarele lui Hristos, îl răstignesc pe cruce. Și dau naștere unui copil, spiritual vorbind, uitare, să odrăzlească uitarea în viața mea și să spun, uit toate relele, uit, uit. Dacă îl întreb pe cineva astăzi ce au mâncat ieri, zice, nu mai știu. Dacă îl întreb ce au greșit fratele cu tarea cu 20 de ani, știe, mă, cumplit, mă, foarte cumplit. În loc să facă, nu știu, o rocadă magică, spirituală să zic, mistică să zic, și să zic că vreau să țin minte lucrurile cu adevărat importante, vine Domnul, vine răpirea, vreau să fiu răpit, vreau să uit, vreau să șterg tot. Asta a făcut-o Iosif și a fost pregătit. Pe când a venit frații lui și li s-a făcut cunoscut și al doilea semn al iertării, știți care a fost? Geneza 45 cu 3, o clarificare posibilă am numit-o eu. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. De ce nu le-a zis, mă, ticăloșilor, mă, vânzătorilor, de ce nu le-a zis? O clarificare posibilă. Știau ei că sunt vinovați, dar Iosif a zis, clarificare posibilă. Eu sunt Iosif și dacă mai trăiește tata. Mai jos le-a mai spus el ceva, o să vedem imediat, dar a ocolit subiectul ăsta, l-a ocolit. Nu le-am mai zis nimic, ca niciodată în viață. De ce m-ați vândut? Niciodată. Al doilea semn al iertării, pe lângă uitare, clarificarea posibilă. Al treilea, părtășia. Te iert, dar nu te uit. Te iert, dar nu cumva să ajungem undeva să ne rugăm împreună. Că eu ies afară. Ce e asta? Versetul 4. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum a mai clarificat el ceva. Dar versetul 5, un al patrulea semn al iertării, o înțelegere a planului divin. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Băi frate, măi soră, de ce am trecut noi pe aici? De ce n-am putut să te iert? Poate eu vrut Domnul să-mi descopere ce mândrie în inima mea. Cât îți de ticălos și de rău și de neiertător. Și a vrut Domnul să mă pocăiesc. Am fost în partea de nord a țării, la Găureni, la un om al lui Dumnezeu cu numele de Sidor. Fratele ăsta a plecat la Domnul, dar când am fost la el, ne-a istorisit din întâmplările vieții lui, într-o zi, în plină adunare, un frate din biserică s-a ridicat și pe omul ăsta care era și proroc, era și prezbiter, era un om al lui Dumnezeu. L-a făcut, cum zicem noi, ardelenicou și cu oțet. L-a certat, o striga la el și fratele merge acasă și zice, sunt 3 zile de post și Domnul va face dreptate. După 3 zile de post, ascultați-mă, după 3 zile de post, vine Domnul și spune prorocului, ia ligheanul și du-te spală picioarele. Păi Doamne, stai un pic! Ăsta mă insultă în biserică, ăsta mă face așa, mă face... Și tot eu, Doamne, dar tot eu! Măi, el nu-i în stare, mă, el e legat, mă, e legat și tu trebuie să mergi să-l dezlegi, măi. Vedeți, soarele strălucește și aici e bucata de ceară și aici e bucata de lut. Una se întărește la soare, alta se topește. Suntem diferiți. Și ca să-l prefacă, să-l preschimbe Domnul pe ăsta dintr-o bucată de lut, dintr-un pietroi, într-o bucată de ceară, o trebuie să cedeze omului Dumnezeu încă o dată. Și-o lua ligheanul și mergea prin sat și curgeau lacrimile în apă.
Și s-a dus la poartă și i-a bătut în poartă și a ieșit nervosul și a zis, ce cauți la mine? Frate dragă, m-a trimis Domnul Iisus să-ți spăl picioarele. Vai de mine, a început celălalt să plângă. Și a zis, eu sunt vinovatul. Și l-a îmbrățișat și și-a cerut iertare. Și acolo a avut loc reconcilierea. Îl vedem aici pe Iosif, o înțelegere a planului divin. Probabil și prorocul din întâmplarea ce v-am zis-o, o trebuie să învețe ceva. Să se plece mai mult, să se smerească mai mult ca Domnul să-i dea har, că celor smeriți le dă Domnul har. Și apoi, încă un semn al iertării, dărnicia. Ascultați-mă, dărnicia e limba pe care o înțelege și surdul, și mutul, și orbul, și ciungul, și șchiopul, toți o înțeleg, toți nenorociții și toți oamenii buni. Iosif n-a putut să le vorbească mai bine, mai clar, mai pe înțeles, decât, ascultați-mă, uite, în 45 cu 20, să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa acolo în țara Canaanului, că tot ce e mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Versetul 21 în jos. Iosif le-a dat cară. Măi, voi m-ați trimis pe jos, târât după o caravană în Egipt. Eu vă dau cară să nu vă doară picioarele, m-a durut pe mine destul. Le-a dat merinde, m-ați trimis flămând, m-ați ținut în groapă, nici măcar o coajă de pâine. Eu vă dau merinde să puteți să aveți până la tatăl vostru. Le-a dat haine de schimb, voi mi-ați luat haine, ați sfâșiat-o, ați muiat-o în sânge, ați aruncat-o. Știți ceva? Asta nu mai contează. Vreau să vedeți că v-am iertat și le-a dat cadouri. Dar știți ce e interesant? Că bani nu le-au mai dat, că știu că slăbiciunea lor e bani. Lui Beniamin i-a dat 300, dar lor niciun ban. Nimic, nimic, nimic. Revin la ideea asta a treia pe care am zis-o. Să primești răsplata în funcție de măsura ta. Uite, dacă Iosif, așa cumva mă gândesc, că a luat Dumnezeu o hotărâre în cer. Mă, Iosif, dacă tu ai făcut treaba asta și ai făcut-o cu toată inima, uite ce fac eu, zice Domnul. În Geneza 49 este o prorocie dată prin Duhul Sfânt lui Iacov când își binecuvintează copiii. Versetul 22 în jos. Iosif este lăstarul unui pom roditor. Lăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii, ăștia erau frații lui, l-au ațățat și au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Extraordinar! Și ni se clarifică în 1 Cronici, capitolul 5 cu versetul 2. Ruben, zice acolo, și-a pierdut dreptul de întâi născut și acesta a fost dat cui? Lui Iosif. Ăsta care i-a iertat pe toți frații mei. O zis Dumnezeu, nu contează că tu ești a 10-a roată la căruță, nu contează, sau a 11-a. Tu trebuie să fii primul dintre frații tăi, asta o zis-o Dumnezeu în cer. Că dreptul, dacă l-a pierdut Ruben, trebuia să-l ia următorul, Simeon, Levi, Iuda, erau ceilalți, dar nu. O zis Dumnezeu, știi ceva, Iosif, ai măsurat cu atâta la frații tăi și i-ai primit și i-ai strâns în brațe și i-ai iertat, nu-i nimic. Îți măsor și eu și îți dau dreptul de întâi născut. Și mai mergem în Deuteronom 33 și vreau să mă opresc. O altă binecuvântare rostită de gura lui Moise, omului Dumnezeu. Și zice aici așa, versetul 13 în jos. 7 superlative, fraților, pentru o iertare. Vă dați seama? Pentru o iertare. 7 superlative. Țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare. Cel mai bun dar al cerului. Roa, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecărei luni, cele mai bune roduri din munții cei vechi, cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice, cele mai bune roade ale pământului, bunăvoința celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului Domnului fraților lui. Extraordinar! 7 superlative. Tot ce se găsește mai bun în lumea asta și în cealaltă, o zis Dumnezeu, pentru un om care a fost în stare să ierte. Și vine Domnul la mine și mă întreabă în seara aceasta, ești tu un creștin